În lumea artistică, vedetele se confruntă adesea cu provocări neașteptate care le testează puterea de a se adapta și rezistența în fața adversităților. Unul dintre acești artiști a reușit să se reinventeze și să ducă o viață cât mai apropiată de normalitate, în ciuda unei afecțiuni cu care se luptă de mulți ani. Află în rândurile următoare povestea sa inspirațională și descoperă cum se confruntă cu provocările vieții, având alături o familie iubitoare și un stil de viață sănătos. Dragoș Bucur, actorul cunoscut și îndrăgit de public, a fost diagnosticat cu diabet acum 20 de ani. De atunci, face tot ce poate pentru a duce o viață cât mai normală, având un regim alimentar echilibrat și practicând sport. Familia este alături în fiecare moment, iar pentru ei, situația actorului este ceva fires, dat fiind faptul că Dragoș a avut diabet înainte de a-i cunoaște pe cei dragi. Știți cum e să trăiești cu diabet? Cum reușește Dragoș să ducă o viață normală în ciuda diagnosticului? Ei bine, să vă spun. Dragoș Bucur a mărturisit într-un interviu pentru Unica că familia sa nu simte că el are o problemă. Când Dana m-a cunoscut, aveam diabet. Copiii când s-au născut, aveam deja diabet. Pentru ei e un lucru absolut normal și nu am nevoie de o susținere anume. E faiersc. Fac lucrurile așa cum le face un om normal. Mergem pe munte, facem sport. Ei nu simt că eu am o problemă. Acum, să vorbim despre regimul de viață sănătos pe care îl adoptă toată familia actorului. Dragoș Bucur afirmă că calitatea vieții unui diabetic depinde nu doar de cât de mare sau cât de mic are glicemia, ci și de faptul cum reușește de fapt să-și mențină sub control această glicemie. Eu nu sunt un mare adept al tehnologiei. Sunt mai old school, mai puțin când vine vorba de diabet. Tehnologia exagerată poate face rău. În cazul meu, sunt dependent nu doar de insulină, ci și de tehnologie de vreo 5-10 ani. Vă întrebați ce înseamnă acest lucru pentru Dragoș? Ei bine, actorul a dezvăluit că utilizează un sistem de monitorizare a glicemiei în timp real și o pompă de insulină. De 3 ani, folosește și un sistem prin care combină informațiile de la senzorul de glicemie și le transmite către pompa de insulină. Nici nu știu cum m-aș descurca acum fără acestea. Dincolo de aceste lucruri, insist pe alimentație și sport. Nu se poate să mănânci numai prostii, nu se poate să bei numai tâmpenii. În cazul diabetului, invit la apropierea de tehnologie, cumpătare, sport și alimentație sănătoasă. A adăugat el cu toate acestea, nu a fost întotdeauna ușor pentru Dragoș să-și accepte diagnosticul. La început, a trecut prin momente dificile, dar și-a dat seama că adaptarea este esențială. Eu am făcut diabet acum 20 de ani. Lucrurile stăteau complet diferit acum 20 de ani. De la modul în care îți testa insulina, la tipul de insulină pe care îl făceam atunci. A fost o perioadă în care accesul la informații nu prea există și tot ce afla era de la medici. Da, oricine se poate adapta. E o provocare, treci prin mai multe etape psihologice. Am avut perioade în care eu am zis, nu mă interesează, eu nu am diabet. Am aruncat penurile, am aruncat aparatul de testat. Mi s-a făcut rău după 4-5 zile și am revenit la viața cu care deja m-am obișnuit. E o vorbă în diabet. Se spune că dacă te lupți cu el, pierzi. Nu ai nicio șansă. Singura variantă e să te împrietenești cu diabetul. Eu l-am acceptat. Sunt perioade în care lucrurile merg prost. Orice ai face și cu tehnologie și cu cumpătare și cu sport. Și atunci stai și aștepți să treacă. Cumpătarea e foarte importantă. Așadar, iată cum Dragoș Bucur și-a adaptat viața în jurul diagnosticului său de diabet. Ce credeți despre abordarea lui și determinarea de a duce o viață cât mai normală? Ești curios să afli mai multe despre experiența altor persoane în aceeași situație? Poate că putem învăța câte ceva de la ei și, la rândul nostru, să-i inspirăm pe cei care se confruntă cu provocări similare.